foarte mulți actori de la Hollywood sunt depresivi. N-am vrut să mă căsătoresc, n-am vrut să am copii până nu găsesc, liniștea sufletească. Tatăl meu a decedat acum vreo 10 ani și eram supărată pe el. Îmi pare rău. Și am crezut că e vina mea. Și eu am crescut să cred că bărbații care te resping, îți vorbesc, înseamnă sau se reîntorc la tine, te cerți cu ei și se reîntorc la tine, este iubire, dar nu este iubire, este o boală. Mâncam emoțional, am mâncat foarte mulți ani, am mâncat pe emoții. Negative, bănuiesc, și asta, nu pozitive. Emoții negative, pentru că bătea la ușă copilăria mea. Fiind fată bună, lumea te ia de take advantage of you. Mm-hmm. Profită. Profită foarte mult de tine. Încep să spun lucruri, să te facă să te simți jos, să te facă victimized. Heidi Klum când m-a văzut, nici nu s-a uitat la mine. Adică, pur și simplu, și eram acolo, super nice, super happy, nu știu ce, toate erau așa, să mă atace. N-am spus la nimeni chestia asta, dar o să spun că e timpul. Rele, foarte rele și foarte invidioase. Foarte, dar mânca. Pur și simplu te-ar mânca. Pe o zi de lucru, 48.000 de dolari. Urc în avion, Leonardo DiCaprio, mama lui. I-am zis, nu-ți fă probleme, o să câștigi Oscar. Am încredere că o să câștigi Oscar, îți promit. Mă bucur că suntem din nou împreună. Invitata mea de astăzi este cu totul și cu totul specială din mai multe puncte de vedere. Este model internațional, este actriță, a cochetat și cu muzica la un moment dat. Este o femeie de succes, este o femeie care trăiește la propriu visul american. Adică închipuiți-vă că e prietenă. Închipuiți-vă că e prietenă cu Leonardo DiCaprio? Adică cum e să scrii mesaje cu Leonardo DiCaprio? Am o mulțime de curiozități despre ea. Ea are o viață de poveste. Cel și cel mai important mi se pare că în ultima perioadă sau de ceva ani de zile încoace a învățat să se asculte. Să-și asculte corpul, să-și asculte sufletul, să-și dea ce are nevoie pentru a putea străluci. Și așa cum v-am obișnuit, ascultăm și astăzi o poveste de viață a unei femei remarcabile. Invitata mea, Alina Pușcău, bine ai venit, draga mea! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, este o onoare să te cunosc! Ce frumos! Nu, n-ai înțeles, pentru mine este o onoare să te cunosc! Pentru amândouă! A, e perfect așa, atunci amândouă, e schimbul da. Ideal. Da. Alina, întrebarea de pe buzele tuturor cred că este, cum e să trăiești la Hollywood printre starurile internaționale? Pe din afară arată totul frumos, like a fairy tale. Dar pe dinăuntru nu e vorba numai despre mine, e vorba de pe ceilalți care i-am văzut, adică actori cunoscuți. Și pe mine m-a interesat foarte mult nu cum sunt ei, cum apar în fața publicului. Cum apar în fața publicului sau cum sunt în filme. Pe mine m-a interesat foarte mult de biografia lor. Povestea lor de viață, copilăria lor, pentru că și eu cam un fel m-am regăsit în aceeași, știi că toată lumea este review mirror to each other, și m-am regăsit în aceeași, mă regăsesc în aceeași poveste și foarte mulți actori de la Hollywood sunt depresivi, au așa, sunt, nu știu, au așa o depresie din cauza copilăriei și eu cred că de acolo mulți ajung în Hollywood pentru că vor să găsească iubirea care vor să găsească înăuntru lor este prin artă, este prin ceea ce iubesc să facă, prin pasiune. Este și asta o parte, dar cel mai important este să te vinde și după aceea să faci parcursul ăsta în viața filmului și m-a remarcat foarte mult. M-am uitat la Sofia Loren, m-am uitat la, doamne, câți actori, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire. Cu care, scuze-mă că te întrerup, ești prietenă? Da, adică?
Da, suntem prieteni, da. Ne cunoaștem de la 16 ani. Bună, Dana! Ea este Dana, prietena și colega mea, ca să înțelegeți cam care este cercul și care sunt prietenii Alinei. Ceva super. Așa, bun. Ești cunoscută cu oamenii ăștia de la 16 ani? Da. Ce ai descoperit despre ei? Am descoperit că sunt foarte down to earth, sunt mai normal decât noi și sunt oameni human, sunt, nu sunt, toată lumea îi ridică, wow, God, cred că sunt la Hollywood, sunt, lumea te ridică și lumea te coboară. Corect. Și asta, dar când vorbești cu ei, sunt oameni simpli, sunt oameni, nu știu, sunt... Te conectezi altfel, nu știu. Eu întotdeauna am fost am fost authentic self, am fost myself. N-am încercat să și tot la fel. În ceva ce nu ești. Da, și ei tot la fel. Și atunci ne-am conectat diferit datorită acestui lucru. Da, datorită acestui lucru. Dar ei sunt oameni care, vorba românească, se caută, Alina? Adică își pun întrebări despre ei, se duc, nu știu, la terapii, se duc, meditează, se caută înăuntru lor? Mulți dintre ei nu, pentru că ei când se conectează, când they play a role, they put themselves in the shoes of that character. Ok. Ei se transformă în... Personajul respectiv. Mm-hmm. respectiv. Și atunci uită de viața lor și atunci intră în rolul ăsta. Și ce se întâmplă când intri în energia asta? Este age regression. Te duci în copilărie și de acolo își iau ei energia și de acolo își iau ei de unde sunt răniți și de acolo intră în caracter, de acolo se transformă ei. Pentru că... Și Heath Ledger, asta a făcut, a luat tot ce a fost rău. Mm-hmm. Și a intrat foarte mult în energia asta. Și când intri în energia asta, nu mai știi să ieși. Mm-hmm. Mai ales dacă dacă joci un rol dark, negativ. Și nu știi ce să faci, poți să ajungi la sinucidere. Oh my God. Da, pentru că nu de multe ori am citit interviuri sau am ascultat interviuri în care actorii spuneau că se pregătesc cu câte 6 luni înainte, 7, un an de zile înainte, că intră în pielea personajului, că îl conturează așa cum își doresc ei să-l contureze. Și de multe ori mi-a venit întrebarea, mă, cum plâng oamenii ăștia? Cum plâng? Dar e clar, se duc într-o zonă de durere. Mm-hmm. Și de acolo își extrag, mă rog, energia pentru a putea să se descarce astfel de emoții. Sunt metode în care Lee Strasberg este Meisner, tot la fel, Meisner, Lee Strasberg, toate se duc în copilărie. Și eu am făcut chestia asta și am lucrat cu profesorul Leonardo DiCaprio, Larry Moss, și am lucrat 2 ani de zile și mi-a zis să nu mă las de actorie. Țin minte că eram la ziua lui Leonardo DiCaprio și la petrecere și profesorul Alina și era Martin Scorsese, Margot Robbie și toată lumea se uită, dar cine-i fata asta? Wow. Și eram așa, eram pur și simplu și profesorul meu zice să nu te lași niciodată de actorie, să nu te lași niciodată de actorie și Leo și toată lumea se uită la ce se întâmplă, nu știa nimeni ce se întâmplă. Și după aceea că profesorul mi-a dat atenție, toată lumea a venit, Alina, ce faci, nu știu ce, Margot Robbie, că vrei ceva de băut, vrei, toată lumea a prinsit atenție și e foarte interesant să te duci într-un loc să fii tu, să nu încerci să fii nimeni altcineva. Și oameni și... despre care știm că sunt cineva și la care nu putem ajunge, uh-huh. să-ți dea atenție ție. Da, pentru că dacă tu te focuzezi pe tine și ești tu, ei atunci își las garda jos și sunt ei. Dacă tu încerci să-i vezi, oh my God, Doamne, este persoana asta, este persoana aia, atunci ei se depărtează de tine și atunci este un blocaj cumva. Da, da, ceva. Da. Și ce vreau să zic, te rog. Când am studiat cu profesorul, am zis, eu nu pot să fac actorie așa, pentru că mă rănesc pe mine, nu vreau să-mi aduc copilăria în actorie. Eu vreau să mă vindec pe mine, uh-huh. și după ce mă vindec pe mine, atunci o fac din pasiune și din iubire. Nu o să vin dintr-un loc în care sunt rănită și voi răni pe alții și voi arăta durerea. Eu vreau să arăt iubire, eu vreau să arăt încredere.
Eu vreau să arăt compasiune. Eu nu vreau să arăt să-mi arăt rana. Uh-huh. Și i-am zis, eu termin cu actoria și am oprit actoria pentru că nu știam ce să fac cu energia aia, nu știam cum să, adică pot să ajung în spațiul ăla, dar după aceea nu mai știu să ies și încep să plâng și încep să zic, Doamne, cum e viața mea, și încep să toate, deschizi un canal în care este foarte dark și dacă nu știi să-l oprești, e foarte greu să ajungi. Dar nu-mi spune că ai renunțat de tot. Nu. În timpul ăla, da, am renunțat câțiva ani de zile și acum m-am reîntors. Dar m-am reîntors lucrând la mine, înțelând copilăria mea, încercând să vindeci. Da, să vindec, să înțeleg, să nu judec pe nimeni, să nu-mi judec părinții, să nu-l judec pe tatăl meu, să nu judec pe nimeni, să-i accept așa cum sunt. Pentru că ei sunt programați în felul ăla. Eu nu pot să-i schimb. Doar singura persoană care pot să mă schimb sunt eu. Și puterea este la mine. Și m-am reîntors înăuntrul meu și am lucrat la mine. Am lucrat la mine ani de zile ca să pot să ajung în punctul ăsta, să pot să fiu eu, să pot să mă las să fiu eu, să nu fiu altcineva, să nu fiu fake, să nu... Nu știu, am fost foarte curioasă cine sunt eu și de unde vin și de ce sunt pe pământul ăsta și care-i scopul în viață, ce mă face pe mine fericită când mă trezesc de dimineață. Mamă, mi-ai deschis acum 7 portiere, 7 întrebări, mi le-ai deschis pe toate deodată. Așezați-vă în liniște, în gând și să scoatem una, prima. Ce te face fericită? Că asta e ultimul lucru pe care l-ai spus. Ce mă face fericită? Mă face să fiu sănătatea. Că sunt sănătoasă. Că mă trezesc și sunt complet sănătoasă. Asta mă face fericită. Că nu sunt bolnavă. Și mă trezesc de dimineață și recunosc tot ce am. Nu tot ce n-am și tot ce vreau. Tot ce am. Ce am în momentul ăsta? Că am picioare. Că pot să-mi miști mâinile. Că pot să... deschid ochii, că pentru organele, organele vezi, că poți să mergi, da, că poți să... Da, organele mele funcționează, pot să mă trezesc să nu... Niciodată nu știi. Uite, hai să vă spun aseară ce mi s-a întâmplat. Am venit de la un dinner și, nu știu, intrând în bloc, în spatele meu, cineva a aruncat o sanda cu toc foarte gros și chiar lângă mine mi-a atins piciorul așa. Dacă nu intram în bloc, îmi cădea, de la etajul 8, îmi spărgea capul. Doamne. Pur și simplu. Astea sunt niște... Acum, hai să-ți spun o chestie. Ce am realizat eu, că toată lumea îmi spune, că de ce ai plecat din LA, de ce te duci în România, de ce te duci... Și am zis, pe mine nu mă interesează ce spune lumea, pe mine mă interesează ce mă face pe mine fericită sau unde mă face pe mine fericită. Și acum nu mai mă gândesc casa din LA, casa din România, casa... Eu am construit o casă în mine. Și casa asta e cea mai sigură și cea mai... Și mă reîntorc la mine, adică destinația, journey, este ce este afară, dar destinația suntem noi. Planul B suntem noi. Și eu tot timpul mă reîntorc la mine și nu mai sunt atașată de nimic. De absolut de nimic. Am fost atașată de lucruri, am fost atașată de casă, am fost atașată de oameni. Pur și simplu, acum, nu mai sunt atașată de nimic. Apreciez tot ce este afară, dar sunt cu mine însumi, sunt împlinită. Am găsit, cum să spun, echilibru. Echilibru și liniștea sufletească, care întotdeauna o vroiam. N-am vrut să mă căsătoresc, n-am vrut să am copii până nu găsesc liniștea sufletească. De care ai nevoie. Da. Mi se pare că ești o femeie extrem de curajoasă. Extrem de curajoasă, care știe foarte bine ce își dorește și care știe să prioritizeze și care înțelege sensul vieții și importanța lucrurilor în viață care ni se întâmplă. Pentru că ai adus vorba acum și pentru că știu că ai și povestit în trecut, aș vrea să reluăm un pic subiectul și să vorbim un pic despre copilăria ta, despre tatăl tău care a fost abuziv și despre rănile pe care le ai acolo, de acolo, ulterior, dorindu-mi să-mi dai și secretul sau, mă rog,
modalitatea care te-a făcut pe tine să vindeci rănile respective și uite să ajungi în forma emoțională în care ești astăzi. Da, în primul rând, în viața asta avem doi părinți, uh-huh, în toată viața asta. Și trebuie să-i apreciem și trebuie să înțelegem de unde au venit, pentru că sunt niște, tipare care vin din generație în generație. Și se spune programming și ei deja sunt programați, ei deja, noi acum avem noroc că am descoperit spiritualitatea. Înainte nu era spiritualitate. Înainte era trebuia sub altă formă. Sub altă formă, da. Uh-huh. Cu biserica și, uh-huh, da. Dar nu era cum este acum, să știi. Să ai acces la informații, să... Da, să-ți educi mentalul. Să știi cum să lucrezi cu mintea ta. Uh-huh. Că este un tool foarte, foarte puternic. Poți să te și vindești, dar poți să te și trănești. Și... tatăl meu a decedat acum vreo 10 ani și eram supărată pe el. Îmi pare rău. Și am crezut că e vina mea. Tot timpul ăsta am crezut că eu sunt vinovată. De și moartea lui? De aici a început spiritualitatea. Da, de moartea lui. Pentru că eu n-am vrut să vorbesc cu el. Am fost supărată. I-am divorțat pe părinții mei. I-am luat casă lui mama. Și tatăl meu în fiecare zi vrea să vorbească cu mine. Mă sunam fiecare zi și nu răspundeam. 5 ani de zile. Am fost foarte orgolioasă, am avut foarte mult ego, foarte mult pride și mă termina ego-ul ăsta și pride-ul, dar eu tot nu mă lăsam. Că sunt și scorpion, că și am și chestia în mine, dar nu știu, am fost foarte încăpățânată și n-am vrut să răspund. Și într-o zi sora mea m-a sunat și mi-a zis, vezi că o să moară. Că ajunsese salvarea la el și încet că a făcut un atac de inimă? Da, de inimă. Și atunci am înțeles că în viață orice s-ar întâmpla, mai ales cu părinții, trebuie să lași poarta aia deschisă. Orice s-ar întâmpla. Și am înțeles că trebuie să-mi accept părinții așa cum sunt și să nu-i judec ce mi-au făcut mie și de ce am ajuns aici. Pentru că eu sunt tool-ul în care eu pot să vindec chestia asta. Eu sunt aici să vindec ce n-au putut ei să facă sau ce n-au putut celelalte generații să facă. Și... Dar ai reușit să vorbești totuși cu el înainte? Deloc? Da, am fost la mormântarea lui, am luat imediat avionul. Țin minte că am avut alt... În timpul ăla, în New York, eram în New York și mergeam pe stradă și nu știu dacă ați auzit, era un accident, un tip care era la baseball, a intrat cu... Elicopterul? Elicopterul în... Toby Bryant, nu? Basketbalistul, sau? Nu, basketbalistul, altcineva a intrat în building. Și 10 era... ani, zici tu. Da, okay. Și a intrat acum 10 ani, 13 ani. Și a intrat și eu mergeam pe stradă și pur și simplu... Am văzut așa un avion care intra direct în... Și în același moment am primit telefon că tatăl meu moare. Așa a fost o chestie, din două chestii așa s-au întâmplat. Șocante. Da. Știți că se întâmplă totul în trei. Uh-huh. În trei chestii. Și cum adică în trei așa chestii? Adică când se întâmplă ceva, se întâmplă de trei ori. Diferite chestii se întâmplă de trei ori. Deci dacă un lucru bun se întâmplă de trei ori, pe trei nu, palieri. Nu, lucru rău. Doar rele? Da. Doar rele? Aoleu. Uh-huh. Aoleu, numai lucruri bune să ni se întâmple. Da, exact, Alina. Exact. Bun, și ai venit acasă la mormântarea tatălui tău. Da, am venit acasă la mormântarea tatălui meu. Când era pe pat, i-am zis, iartă-mă, te rog, iartă-mă pentru ce am făcut. Și atât am putut să fac. N-am putut să fac mai mult. Știu că este în myself, e aici lângă mine și n-a plecat. Și sunt parte din el și întotdeauna voi fi și e foarte important să onorăm părinții orice s-ar întâmpla. Dar ce te-a rănit în comportamentul tatălui tău în copilărie? Că ai vorbit de răni, ai vorbit de niște traume acolo. Te bătea? Nu mă bătea, dar cum se purta cu mama mea. Nu-mi plăcea cum se purta cu mama mea. Ah, ok.
Și mama îmi spunea când se certau, îi spuneam, dar știu că eram foarte mică și spun, dar de ce te reîntorci la el? Din moment ce te abuză verbal, ce și zicea, pentru că îl iubesc. Și eu am crescut să cred că bărbații care te resping, îți vorbesc, înseamnă sau se reîntorc la tine, te cerți cu ei și se reîntorc la tine, este iubire, dar nu este iubire, este o boală. Ai urmat tiparul mamei tale. Da. Întru totul. Da. Este o boală. Și mama îmi zicea, da, așa sunt bărbații. Bărbații, da, așa îmi zicea. Ok, și cum ai descoperit că ar trebui, de fapt, să fie bărbații sau bărbatul ideal pentru tine? Trecând printr-o perioadă de relații toxice. Trebuia să experimentez singură. Aveam... Care e problema? You carry with yourself. Toată greutatea asta de la părinți este în tine. Și tu atragi chestia asta, pentru că suntem ca niște oglinzi. Și tu nu știi, tu complet ești diferită. Și nu ești conștientă că subconștientul tău asta se întâmplă, dar tu nu ești conștientă de chestia asta. Și atunci când nu ești conștientă, nu-ți dai seama. Și începi și zici că mentalul încearcă să analizeze totul și încearcă să... Dar noi nu ne punem întrebări. Asta e problema. Dar de ce mă simt așa cu persoana asta? Dar de ce persoana asta mă tratează? Și tu nu spui întrebările astea. Tu zici, a, păi nu, că mă iubește. A, păi nu. Sau înseamnă că fac eu ceva, e ceva neregulă la mine de... Nici ne ajunge acolo. Sau, nici ne ajunge acolo. Da. Tu vezi doar partea pe care ți-o arată și cineva vine în viața ta, ți arată ce trebuie tu să lucrezi. Te apasă exact acolo unde te doare. Exact unde este rana care trebuie să o vindeci. Și prin tiparul ăsta de oameni toxici, am realizat că nu mai vreau, am spus stop, nu mai vreau, vreau să fiu singură, sunt singură de 2 ani de zile și am zis vreau să fiu singură, să lucrez la mine și să văd unde e problema, unde e blocajul emoțional, ce se întâmplă cu mine, puteam să mă căsătoresc, puteam să am copii, dar n-am vrut, cu oameni super, super, și am zis că nu, oamenii ăștia nu sunt pentru mine acum. Și am fost sinceră, am și spus, eu trebuie să lucrez la mine, să știu de unde vin, să știu de ce sunt în punctul ăsta și ce se întâmplă cu mine. Eu nu știu de unde atâta putere. Deci ca să înțelegeți, că vă zic eu cu subiect și predicat. Deci, superbitatea asta, iubita lui Vin Diesel, vreo 2 ani și ceva, da? Uh-huh. Corect, relație. Omul și-a dorit copii cu ea. Corect? Da. Corect. Și tu ce ai zis? Nu. Am spus nu, pentru că chiar după nu știu cât timp ne-am reconectat și din nou a început. Oh, wow, nu pot să cred! Da, a zis că sunt iubirea vieții lui și s-a pus în genunchi și mi-a zis, te rog, Alina, a zis că nu. Mă omori? Cum nu? Adică... Nu, i-am zis, ridică-te din picioare. Eu am foarte mult... curaj și foarte mulți sunt foarte cu oameni de ăștia, dar nu știu de ce, de unde vine comportamentul ăsta cu oameni faimoși și cu oameni bogați, da. Cu oameni care au realizat ceva în viață, eu sunt foarte directă. Adică sunt eu shy și asta, dar nu știu, cu ceilalți sunt down. Da, sunt foarte directă și sunt foarte, nu știu, îmi vine așa o putere și zic, ridică-te în picioare, ce, ai nebunit, ai luat o razna. Da, da. Mi s-a întâmplat și chiar m-a sunat și plângea la telefon și zice, nu știu, te am în mintea mea și nu știu ce să fac, te rog, ajută-mă. Și plângea și nu știam ce să... Și am... Pur și simplu l-am înțeles de unde vine, am înțeles de unde vine chestia asta, dar nu am continuat. Știam că nu e pentru mine. Pe mine nu mă interesează că este Vin Diesel, că e faimos, că e bilionar, că e asta. Pe mine nu mă interesează chestia asta. Eu am nevoie de cineva care este spiritual, care poți să crezi. Ești talentat, ești ambițios, dar o problemă am. Nu ești pentru mine. Mă! Și ce am spus asta în față? Da. Lui? I-am spus în față, am plecat și după aceea m-am uitat în spate și zic, niciodată nu o să mai mă uit în spate, mă uit în față. Și exact am plecat cu Brett Ragnar, nu aveam nimica cu el, doar venisem să-l vizitez. M-a sunat
două luni de zile în fiecare zi. Vreau să vorbesc ceva cu tine, vreau să te rog, te rog, dăm șansa, te rog, lasă-mă să vorbesc, lasă-mă să vorbesc. Am fost foarte drăguță în relație. Dar după aceea... A fost prima greșeală, hai să zicem greșeală, pe care a făcut-o? Știi când începi să fii... Să te reîntorci la tine și începi să fii serioasă de viața ta și ceea ce vrei, bărbatul simte că te pierde și atunci încearcă orice. Orice. Dar când ești cu el în relație, ceva... E liniștit. E liniștit, e asta și... Bine că și eu eram, eu nu puteam să stau. Îl vedeam în ele și zic, eu trebuie să plec. A doua zi eu trebuie să plec. Păi cum trebuie să pleci? Păi zic, eu trebuie să plec, eu trebuie să lucrez. Nu puteam să stau cu cineva în casă, nu puteam să... Aveam și eu ale tale. Da. Cum le avem toți, da. De altfel, da. Dar și m-am dus, că nu vreau să le rănesc. Mie nu-mi place ca să rănesc oamenii. Și m-am dus, țin minte că eram cu Brad și m-am dus la Robert Evans. Tipul care a făcut Love Story, producător Love Story, a făcut Godfather. Oh my God! Da. Ok. Și am devenit prieteni și i-am spus, uite, am pe cineva care nu vreau să rănesc și nu știu ce să fac. Și zice, lasă că scriu eu un mesaj. Și mi-a luat o foaie și a început să scriu. Tu vorbești serios? Vorbesc serios. El fiind ce? Scenaristul? El a fost producător la Paramount, așa a început, a fost actor și după aceea, da. Înțelegi de ce zic că e o viață? Adică eu vreau să mă despart acum de tine. Ia uite, Vale, gata, vreau să ne despărțim. Dar nu știu să scriu eu, adică nu-ți scriu eu mesaj. Vale, îmi pare rău, tu ești foarte drăguț, dar eu vreau să ne... Vine mare producător, scenarist de la Hollywood să-mi scrie mesajul de despărțire. Mă, Vale! Zi tu! Zi ceva! Nu am cuvinte. Superb! Superb! Și i-ai trimis mesajul respectiv. I-am trimis mesajul respectiv, eram la un dinner și zice, i-ai trimis, Brandon, zice, i-ai trimis, zic, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Și știi cum sunt bărbații? E competiție între ei. Mm-hmm. Și zic... Eram la masă și zic, hai să-i trebuie și i-am scris. Chiar nu mai țin minte, îmi pare rău că n-am... N-ai păstrat mesajul. N-am păstrat foaia. Da. Și mi-a scris, da, și i-l-am trimis și... Ți-a răspuns? Mi-a răspuns și mi-a zis, îți mulțumesc din suflet. Și nu mai m-a căutat. Oh, wow! Deci acolo practic ai închis tot. Da. Da. Și după, n-am văzut, nu mai știu, o prietenă, după cam vreo 6 ani, o prietenă m-a sunat și mi-a zis, vreau să întâlnești pe cineva, la 1 noapte, mă, zic, nu pot, la 1 noapte, zic că vreau să trebuie să întâlnești pe omul ăsta, trebuie să-l vezi pe omul ăsta. Și am plecat, m-am pus în mașină și erau bodyguards cu ochelari, cu asta, zic, Doamne, unde mă duce? Zice, nu îți fă probleme că este totul safe, dar vreau să întâlnești pe cineva. Și m-a dus la o casă așa pe deal și... La Hollywood, în LA, adică. Da, și intru în casă și deschide vin. Și când mă vede, își dă de vreo 10 secunde, își dă cu capul de... Oh my God, prietena asta, ta neștiind că voi avuseseră ceva nu, înainte. Nu, știa, pentru că i-a spus el și i-am spus și eu și a făcut legătura că i-au lucrat. El a fost producător, director la filmul ei, la TV show-ul ei. Ok. Și a dădea cu capul așa Și nu te-a întrebat, Alina, te-ai mai gândit? Poate de data asta ești mai pregătită? Atunci a început toată chestia asta și i-am zis că nu, că nu. Da, e... Nu știu, eu l-am înțeles. Eu înțeleg pe oamenii ăștia care te țin la suflet și... Și mama lui, vreau să spun că după ce ne-am despărțit, m-am întâlnit pe stradă, pur și simplu, cu sora lui și cu mama lui. Și când m-a văzut mama lui, a început să plângă. O, Doamne! Da. Deci erai și Nora dorită de mama lui Vin, da. Diesel. Nu știu ce ai făcut, Alina, dar știu un lucru, că... ești foarte diferită de multe femei pe care le-am cunoscut, din foarte multe puncte de vedere. O femeie care să aibă curajul să-i spună unui bărbat, da, cu toate plusurile și minusurile pe care le avea, pentru că-s convinsă că și el are minusurile lui, cum și noi le avem pe toate,
dar să fie sigură de ceea ce vrea, să știe că nu mai simte și la revedere, orice ar fi, nu mai întorc, e o chestiune de curaj. Și aș vrea să subliniem treaba asta pentru toate cele care ne urmăresc, mai ales pentru adolescente, știi, care la fel stau în relații toxice pentru că nu au curaj să iasă de acolo, pentru că nu știu cum să o facă. Asta e o lecție foarte importantă pe care vreau să o rețină și pe care vreau să o învețe dacă au dorința asta în sufletul lor, pentru că mi se pare important în viață. Bun, ai trecut prin relații toxice, ziceai, până ți-ai dat seama că nu mai vrei și acolo ai pus stop. De acolo ai început să lucrezi la tine. Cum arată în acest moment, da, iulie 2022, bărbatul ideal pentru Alina Pușcău? Chiar l-am manifestat. Am învățat ca să manifestez bărbatul favorit, trebuie să scrii cum îl vrei, spiritual, emotional, fizic, emoțional. Și ai manifestat dorința. Am scris exact cum îl... Spicuiește din ce ai scris acolo, cam cum ar arăta. Înalt, scund, blond, brunet. Cred că nu e foarte mult vorba despre fizic. Este vorba despre ce transmite el și cum te face să te simți. Conexia, nu conexie, chimie. Chimia nu este, asta am învățat și eu, experimentând. Chimia nu este ceva bun. Chimia este o addiction. Și chimia te duce în copilărie, în drama control. Oh my God, deci nu e bine nici să fie chimie atunci. Nu, e bine să fie liniște sufletească, să te simți acasă. Chimia aia este ceva care it targets you. Te trezește ca tu să lucrezi ceva la tine, că e ceva nenregulă, că aveți aceeași, aveți probabil, eu am avut rejecția, abandonarea, tot felul de răni în care... Din copilărie. Da, din chimia, dar tu când simți cu omul ăla, eu asta îmi doresc, să simt cu cineva că mă simt acasă, mă simt împlinită, mă simt cum sunt eu. Eu am început să mă iubesc pe mine și... iubirea mea să fie la fel ca iubirea din fața mea. Știi că am câteva, destul de multe prietene care, mă rog, au trăit și au experimentat o felul de relații, unele și toxice, și într-un final au găsit acel acasă. S-au așezat la casa lor, au făcut copii, au o familie frumoasă, dar asta spuneau. Nu e chimia aia pe care am trăit-o cu nu știu cine, nu e nebunia aia, adrenalina aia, dar ce crezi? Mi-e mai bine așa, e mult mai bine așa, pentru că ce se întâmpla acolo, vorba ta, era o dependență, era o relație toxică, clar, bolnavă cumva, da, știi? Da. Și sunt mulțumită de ce trăiesc acum, de liniștea asta pe care, da, de care îmi vorbești tu. Da, pentru că mintea te controlează foarte mult și mintea îți dă toate stările astea și crezi că... Hai să spun ce am realizat eu. Eu, problema mea la relațiile toxice erau emoțiile lor. Emoția lui mi-o transmitea mie. Și eu credeam că eu sunt îndrăgostit, dar era emoția celuilalt. Eu o absorbeam. Și atunci, eu credeam... prin emoția aia, eu credeam că sunt îndrăgostită și eram conectată cu persoana respectivă, dar eu n-aveam nimica, doar am preiat emoția celuilalt, cum preiești și un gând. Sunt foarte multe gânduri, 6.000 de gânduri în fiecare, poate și mai multe, și câteodată le proiezi și pe aceea te gândești, dar de ce m-am gândit la lucrul ăsta? Mele, da. Și tot timpul și am realizat, am început să observ mintea, cum lucrează ea. Și am observat gândurile, emoțiile și feeling-ul, cum este, cum sunt în fața mea, cum le simți, cum le trăiești. Da. Și mi-am dat seama că multe chestii care vin înspre mine nu sunt ale mele. N-au niciun nimic, nu sunt preiate, sunt preiate de preluate de mine, dar nu sunt ale mele și pur și simplu le accept, le mulțumesc și le trimit înapoi. Eu înțeleg foarte, foarte, foarte bine despre toate lucrurile, înțeleg foarte, foarte bine lucrurile despre care, pardon, îmi vorbești tu aici, pentru că
cumva am trecut și trec în continuare prin același soi de căutări, de răspunsuri, de situații, de reveal, situații relevante, hai să vorbim așa pe românește. Și mă încântă să văd că sunt oameni care înțeleg asta, trăiesc asta și dau importanța cuvenită vieții și lucrurilor pe care le simțim, le facem și așa mai departe, relațiilor pe care le avem cu ceilalți. Aș vrea să mă duc un pic în zona carierei, pentru că e fascinant. Ziceam că trăiești la propriu visul american. Mi-ai povestit cum e să trăiești printre starurile de la Hollywood. Apropo, care e ultimul mesaj pe care ți l-a scris Leo DiCaprio? A, nu, nu intru. Nu, ne vedem, ne zicem happy birthday, dar nu, el are prietenă, respect chestia asta. A, și nu, sunt... nu, mă gândeam gen, hei, ce faci? Sau, a, nu știu, vină la un party? Nu, sau... ultima oară când ne-am văzut, la noi este trebuie să ne vedem fizic, că atunci, și când ne vedem fizic, wow, it's so good to see you, adică el era cu prietena lui și n-am vrut să-l deranjez. Și când am plecat, a venit așa lângă mine și zice, such a good to see you. Și m-a luat în brațe, m-a pupat și s-a bucurat foarte mult. Pentru că simte energia ta. Da, mult simt energia mea. Acum, tot așa, am avut o chestie, o conversație cu Jay-Z, tot la fel. Eram la ziua cuiva și nu știu cum a simțit Jay-Z, dar a venit așa înspre mine și zice, că mă uitam la stele și zice... Da, te uiți la stele și el e foarte spiritual și mi-a dat două cărți. Zice, eu citisem Chim Paradox și el citise He, She and We, psihologia femeii, bărbatului și împreună. A cuplului. Da. Și zic, sunt foarte obsedată de mentalul ăsta, cum merge mintea și asta, și el era... Și ne-am și zice, trebuie să citești cărțile astea. Și el deja țin minte că atunci avea concertul lui și zice, vino în Vegas cu prietenii tăi, vino în Vegas, că mă plictisesc, îmi place să vorbesc cu tine, că ești foarte deschisă, ești ca mine. Zic, nu cred că vin în Vegas, lasă-mă că nu vin 5 ore să stau în mașină, nu vreau. Zice, te rog eu mult de tot, te rog din suflet, vino. Și l-am sunat pe prietenul ăsta, zic, mergem în Vegas, Alina, zic, mergem. Și am mers în Vegas, m-am dus la librărie, am cumpărat cele 3 cărți. Și ce am făcut? Le-am citit pe toate. În mașină am stat așa până am... Eu așa sunt. Când am o carte, nu mă opresc până nu o citesc până la capăt. Și am citit-o. Am citit psihologia femeii, psihologia bărbatului, cum gândește bărbatul și asta. Că toate melodiile pe care le făcea de Holy Gray vine din cartea asta. Și care este mesajul? Când a plecat din castel, a uitat să întrebe what is the Holy Grail? A uitat să întrebe chestia asta. Adică este o metaforă și am citit toate cărțile astea, s-a terminat, am fost la concert, s-a terminat concertul și nu știu cum, eu am trecut pe lângă el, vorbea cu multă lume, am trecut pe lângă el și m-am dus să-mi încarc telefonul. Și te-a simțit? Da, și când am dus la petrecere, el mi-a zis să știi că sunt rănit. Zic, wow, de ce? Pentru că eu am împărtășit cu tine toate secretele mele. Ți-am dat cartea mea pe care trăiesc, care am citit-o și trăiesc pentru... Și zic, în primul rând i-am zis, dacă aș vrea să te rănesc, înseamnă că mă rănesc pe mine. Și crede-mă că nu vreau să fac chestia asta. N-am nicio intenție. Și s-a uitat așa la mine... A început să înțeleagă mesajul și a zis, ai dreptate. Dar de ce se simțea rănit? Cum l-ai băgat pentru în seamă? Pentru că nu l-am băgat în seamă. Ah, ok. Că nu l-am băgat în seamă, că am trecut pe lângă el și nu i-am spus hello. Am înțeles acum. Da. Adică că nu l-am recunoscut, dar eu am 7 ani de acasă, eu nu o să întrerup pe cineva care vorbește. Eu nu fac așa ceva. Eu? Mai ales un bărbat. Da, mai ales un bărbat și dacă e lume, nu. Când terminăm. Voi sunteți fascinați de ce povestește Alina aici sau sunt singura fascinată? Gen, adică, întreb. Nu cu voi vorbeam, cu cei care ne urmăresc vorbeam. Stai liniștit, dormi în continuare, Vale. Sper că nu. Ia uite câtă ochi are. Aha, deci ești curios și tu. Bine. Mergem mai departe. Bun. Mai am povești. Sunt convinsă, dar... Vreau neapărat să mă duc un pic în joburile tale.
Pentru că mi se pare important. Știu de unde ai pornit. 14 ani aveai când ai câștigat Elite Model Look? Uh-huh. 14 ani. Aici în România sau unde s-a întâmplat asta? 14 ani am plecat la Paris și când m-am reîntors la 16 ani am participat. Și de acolo cumva ți s-au deschis toate ușile. Da, dar știți cum a fost povestea? Eu m-am dus, eram la Emera și m-am dus la un casting. Și m-au plăcut foarte mult și m-au întrebat la ce liceu sunt. Doar ce intrasem la liceul de chimie. Și țin minte, și pur și simplu am ieșit de la liceu și erau în fața mea femeia și bărbatul care erau la casting. Și mi-au zis, te-am plăcut foarte mult și vrem să vorbim cu părinții tăi. Zic, dar de ce? Pentru că avem un concurs Elite Model Look și cred că tu poți să câștigi, ai potențial să câștigi și să câștigi internațional. Când noi am văzut ceva în tine. Și atunci am simțit că ceva se va întâmpla. Ceva se schimbă în viața mea. Și m-am dus, ok, vă duc la părinții mei. I-am dus la părinții mei și nu știu ce m-am... ce i-a spus mama lui tata, cum i-a manipulat, ce l-a făcut. Te-au zis, ok. Și am participat la concurs, fiind nu știam că o să câștig, doar am participat și într-adevăr am câștigat. Și când am plecat la... Unde era concursul ăsta? Unde se desfășura? Nu mai țin minte, aici în România, dar nu mai țin minte. Ah, deci era în România, da, nu România. Era... Nu, okay, România, în okay, România. Okay. Și eram așa de fericită că am intrat la liceu, wow, eram super încântată că asta era visul meu să intru la liceu. Și a trebuit să plec la Nisa, la finală. Și nici nu știam dacă mă întreba, how old are you? I'm fine, thank you. Ah, nu, știi, nu vorbeam engleza. Nu vorbeam deloc engleza. Dar întotdeauna am avut sufletul ăsta deschis și am fost tot timpul innocent, am avut așa ceva în care, nu știu, înțelegeam oamenii. Sunt foarte intuitivă și înțeleg oamenii cumva. Observ că ești intuitivă. Da. Mi-ai povestit foarte multe lucruri pe care le-ai simțit așa. Da, și, așa. Și acolo am câștigat din 73 de țări, am câștigat Elite Model Look. În 1998. Și țin minte că în jurul era Ellen Bonenberg și Jean-Paul Gaultier. Da, și la sfârșit Jean-Paul Gaultier mi-a spus că ne-am fost toți la dinner și mi-a zis, eu știam că tu ești câștigătoare, că m-am uitat în catalog și am știut că tu ești. Mulțumesc. Și m-a luat, am făcut show-ul lui. Mi s-a schimbat viața, dar ce am un fel regret, bine că nu le-am lumea asta, dacă n-am terminat școala, n-am terminat toată școala. Adică ce ai făcut? Cât ai făcut? Doar primul an de liceu? Sau ai dus liceu până la capăt? N-am dus liceu până la capăt. N-ai dus liceu până și la capăt. Și acum mă gândesc să mă duc la liceu, să mă duc la liceu. Că tot îmi place să fac cursuri la asta. În România sau în străinătate? Nu știu. Am făcut cum niște cursuri. Cum ar fi să apară Alina Pușcău la liceu? Deci cred că ai face tu, cred, cursuri cu ei sau cu fetele? Să te întrebe, să curiozități, să... Cred, da, nu știu. Super. Niciodată nu-i târziu. Poți sunt să de acord cu asta. La orice vârstă. Poți să te îndrăgostești la orice vârstă, sunt poți să studiezi la orice vârstă. Și da, am făcut ceva NYU în am făcut state. Niște cursuri, dar în state am fost și la UCLA, am făcut și acolo niște cursuri. Îmi plăcea foarte mult școala. Îmi plăcea foarte mult că n-am avut posibilitatea n-ai să mă dezvolt. Și chiar când eram mică, interviurile mă blocam pur și simplu, mă blocam emoțional și nu știam ce să spun, nu știam cum să mă descurc, ce să... Și tot timpul am avut blocajul ăsta emoțional și am înțeles de unde venea blocajul ăsta și am lucrat. Din copilărie. Tot de acolo. Din copilărie, de fricile mamei mele, care eu le preiam. Preluai? Preluam, eu le preluam și asta a trebuit să mă vindec și să mă curăț de... blocajul emoțional. Și de tiparele pe care la fel le-ai preluat. Bun, acolo s-au deschis ușile pentru tine și a urmat o carieră în modeling la nivel internațional. Ai locuit la Paris, ai locuit în LA, ai locuit în New York. Pe unde ai mai stat? Colegă de Spania, apartament. Spania, Australia. Toată lumea. Austria, doamne, da.
toate țările. Am făcut Europa, după aceea m-am dus în America. Dar țin minte că aveam, cred că aveam 4 ani și mă uitam la televizor și o vedeam pe Naomi Campbell și Claudia și vă zic, acolo vreau să ajung, la New York. Doamne, nu cred. Da, da. Țin minte, m-am uitat și am zis, acolo vreau să ajung. Și chiar am ajuns în concursul în care ei l-au câștigat. Unde a fost descoperit exact drumul ăla. Doamne, ca da. Să vezi ce înseamnă proiecțiile pe care le faci sau lucrurile pe care ți le dorești. Sau drumul care ți-e scris în viață. Crezi în destin? Cred în destin, dar cred și în muncă, cred și să crezi. Să crezi, you believe, să crezi și să faci pașii, acțiunea. Adică să nu, că dacă stai acasă, nicio ușă nu se deschide. Corect. Dar dacă faci acțiune și întrebi, să nu-ți fie rușine să întrebi. Să nu-ți fie, mie era rușine să întreb și să accept. Nu, fac eu. Nu, fac eu. Și mi-am dat seama că sunt în zona masculină, sunt foarte masculină, energie masculină, nici nu prea am energie feminină și mi-am dat seama de toate chestiile astea și am lucrat cu mine să-mi dau seama de Dar spune-mi ce sacrificii sau cât de mari sunt sacrificiile pe care trebuie să le facă un supermodel internațional pentru a se menține acolo în top în industria asta, pentru că nu e o industrie nici ușoară, nici soft așa. Da. Sunt convinsă că e foarte, foarte tough. Trebuie să vrei, să ai încredere, să fii serioasă, să fii punctuală și să crezi că tot ce este al tău tot ce este al tău e pus deoparte, tot drumul tău e drumul tău, adică să nu te compari cu nicio fată, să nu atunci vin chestiile de să nu neîncrederea în tine. Să fii tu cum ești tu făcută. Da, dar uite, nu ai reușit să termini școala. Asta e un sacrificiu pe care tu l-ai făcut de dragul meseriei, de dragul jobului, de dragul carierei, corect? Te-ai înfometat? Da, aveam probleme tot timpul, ziceam că n-ară bine, dar eu arătam bine, dar eu aveam în cap, nu. Și de asta cred că am făcut și o școală de, și am luat certificat de health coach, pentru că nu știam de ce, de unde vin chestiile astea cu mâncarea, de ce sunt tot timpul balonată, de ce nu mi-accept corpul. Și am înțeles din ce cauză. Mâncarea pe care o mâncam, mâncam emoțional, am mâncat foarte mulți ani, am mâncat pe emoții. Negative, bănuiesc, și asta, nu da, pozitive. Emoții negative, pentru că bătea la ușă copilăria mea. Bătea la ușă că trebuie să mă reîntorc și să vindec toate chestiile. Mi se pare foarte greu, Alina, mi se pare groaznic de greu. Adică tu să ajungi acolo unde unii doar visează să ajungă, sau poate nici măcar nu-și permit să viseze, și să te confrunți cu toate lucrurile astea, mi se pare foarte greu, foarte, foarte greu. Cum ai rezistat? Cum ai făcut față? Am devenit și religioasă, Doamne. Și cu religia am luat-o și m-am făcut și evreică. Doamne, am mers pe toate drumurile, am încercat tot în viață. Cred că în viață trebuie liniștea. Doar să găsești liniștea și să găsești ce e pentru mine, care e scopul meu și din ce sunt făcută eu. Dar depresivă ai fost? Da, am avut și depresii. Adică nu știu dacă sunt depresii, nu știu dacă erau că eram depresivă, dar am avut căderi. Căderi? Da, în care... Din ce cauze, dacă poți să spui? Tot vine din tiparul copilăresc. Bine, da, trebuia să se întâmple ceva fizic, să te lovești de ceva în viața reală ca de să prieteni, te duc acolo. Am tăiat foarte mulți prieteni. Ok. Situații, mă gândesc. Situații. Invidii, poate? Invidii, dar pur și simplu eu nu-i vedeam pe oamenii aia că erau invidios sau că erau eu. Nici eu nu mă vedeam nici frumoasă. Eu mă vedeam așa cum sunt eu. Nu, niciodată nu m-am dat mare cu ceva sau că sunt mai faimoasă sau că fac mai mulți bani decât altcineva. Nu, niciodată. Tot timpul am fost eu. Asta m-a ținut pe mine pe drumul ăsta, că am fost tot timpul eu. A fost inima mea acolo în orice. Orice am făcut a fost sufletul meu acolo. Dar au fost. Adică, fiind fată bună, lumea te ia de... take advantage of you. Profită. Profită foarte mult de tine.
încep să spun lucruri să te facă să te simți jos, să te facă victimizing, să te facă... Și toate chestiile astea nu înțelegeam de ce mă atacă. De ce te dor atât de tare? Da, de ce mă dor atât de tare și de ce eu... Asta făceau simțit... prietenii cu tine? Da, am colegele simțit... de breaslă, Alina? Scuză-mă. Colegele? Da, wow, ce mi s-a întâmplat odată când am făcut Victoria's Secret. Erau toate fetele. Era Adriana Lima, Giselle, Tara Banks, Heidi Klum. Heidi Klum, când m-a văzut, nici nu s-a uitat la mine. Adică, pur și simplu, și eram acolo, super nice, super happy, nu știu ce, toate erau așa, să mă atace. Și a văzut, foarte smart Giselle, n-am spus la nimeni chestia asta, dar o să spun că e timpul. Eram... toată lumea, wow, ce frumoasă e Alina, vai, e perfect, o să facem campanie cu ea. Și toată lumea mă ridica în sus, oamenii care lucrau la Victoria's Secret. Și Giselle zice, Alina, hai să mergem pe malul mării. Și eu zic, fericită că mă bagă în seamă, wow, Giselle mă bagă în seamă. Zice, hai să mergem să facem winter surfing, știi? Și ne-am dus și m-a lăsat în malul mării. Și noi trebuia, într-o oră, să ajungem la barcă, să luăm avionul. Nu cred așa ceva. Da. Și eu, săraca, nu știam ce să fac. M-am panicat, că eram în mijlocul mării. M-am panicat, nu știam ce să fac și a venit până la urmă antrenorul să mă ia. Că știa că ești acolo. Da, și am... Ți-a întins o cursă, practic? Cumva? Da. Da, și am intrat în asta și a zis că... Vezi, Doamne, că am întârziat. Toate fetele au zis că am întârziat. Da, da. Da, și aveam campania de făcut și mi-au cancelat campania. Deci mi s-a făcut pielea de găină. Nu pot să cred. Deci cumva n-a fost doar... Fetele foarte rele. Foarte rele și foarte invidioase. Foarte. Te-ar mânca. Pur și simplu te-ar mânca. Uite, asta mi se pare iarăși o lecție de zile mari de învățat. Cum faci față acestor invidii sau cum... le oprești să nu te atace. Pentru că, uite, în urma lor ai parte de situații de genul ăsta, dar pierzi joburi, pierzi bani, e munca ta până la urmă, știi? Adică, ok, înțeleg o răfuială de asta ca între gagici, știi? Mm-hmm. Că, uite, eu îți pun piedică ție, tu îmi pui piedică mie, hai să zicem că înțeleg la un anumit nivel, nu știu care, să zicem. Mm-hmm. Dar nu în condițiile în care tu mi-afectezi mie munca, afectezi mersul în viață. Pentru că luai contractul lor. Eu trebuia să iau contractul lui Giselle. Și nu odată, de două ori. Și la Ralph Lauren și la Victoria's Secret. Și cum ai trecut peste asta, Alina? Probabil nu aveam așa de multă încredere în mine. Și ai probabil tăcut? Am trecut, că am zis, ele sunt sus și mă puneam eu în jos, probabil. Eu ziceam că sunt mai în vârstă decât ele, dar ele erau mai în vârstă decât mine. Nu știu, aveam o chestie, știi, când pui tiparele astea... Și pur și simplu chiar i-am făcut cunoștință lui Adriana Lima, i-am făcut cunoștință cu soțul ei, primul, care are doi copii. Eram la sala de gimnastică, de ale sport și nu știu cum băieții ăștia se uitau la mine și zicea, de ce vă uitați la mine? Și nu știu, m-am prietenit cu ei, că mi-mi place să vorbesc cu băieți. Și atunci el mi-a zis, I-am zis eu că prietenul meu are petrece la Victoria's Secret. Și el zice, wow, sunt îndrăgostită de Adriana Lima, vreau să mă căsătoresc cu ea. Și zic, ok, poți să vii la petrecere. Și o să fie la petrecere. Și a venit. Și chiar fostul meu făcea un film After Sunset și el juca basketball în film. So, era, totul s-a legat cumva. Da, s-a legat. Doamne, nu pot să cred. Da. Deci ai fost un fel de Cupidon pentru Adriana Lima și pentru soții. Da, da. Superb! Da, și am făcut doi copii și nu știu, n-am mers relația, nu știu ce s-a întâmplat, dar nu contează frumusețea. Nu contează că vorbeam cu el, dar tu ți-ai dorit, că după ce am avut o conversație cu el și zic, tu ai avut cea mai frumoasă femeie în viața ta. Adică, și a zis, Alina, nu mai sport. Zic, de ce? Pentru că vine acasă și îmi zice... fata aia e nu știu cum, fata aia nu știu cum, fata aia nu avea încredere în ea și spunea de alte fete, adică gossip, și zic, cum, ea face așa ceva? Zice, da, nu mai suport, în fiecare zi asta îmi face. Adică nici ea nu avea încredere în ea, nu, și spunea de altcineva că e mai frumoasă, e mai pregătită. Foarte multe femei frumoase n-au încredere în ele. Adică noi le vedem la televizor. Dar și tu ai trăit asta. Da, și eu am trăit. Dar și eu am trăit da, asta. Da, 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 da.
Da, este normal. Eu apreciez foarte mult că am trăit prin viață și am ajuns în punctul ăsta, pentru că altfel, din experiență, nu ajungeam aici. Niciodată nu ajungeam persoana care sunt astăzi. Dar prin toate experiențele astea și copilăria, eu apreciez tot și iubesc viața. Adică nu aș vrea să am altă viață sau să fiu altă persoană. Iubesc ceea ce sunt și iubesc ceea ce am fost. Da, pentru că dacă nu ți se întâmplau toate, nu ajungeai să cauți lucruri și uite, să ajungi iarăși, repet, în forma în care ești astăzi. Dar la început dădeam vina pe părinți, dădeam vina pe ăla, dădeam vina pe ăla, de unde că e responsabilitatea mea? Da, dar e mai ușor să arăs cu degetul și să-mi vină este responsabilitatea mea. Alina, dacă ar fi să le dai un sfat, sau hai două, tinerelor care vor să-ți calce pe urme și vor să urmeze tot drumul ăsta pe care tu l-ai parcurs, ce sfat super important, esențial le-ai da? Să aibă încredere în ele și să... Și sunt foarte multe. Încrederea de sine e foarte importantă și iubirea de sine. Asta, gen, ce te-a ajutat pe tine, uite, să treci prin toate lucrurile astea? Trebuie să vrei și să crezi. Și să accepti și să iubești și să înțelegi. Acceptarea de sine e foarte importantă. Te-ai greu să ajungi acolo, că știu și eu, că și eu citeam foarte multe cărți și teorie, știam... Ziceai că sunt carte. Profesor universitar. Exact, dar până la practică, experimentat, până nu experimentezi, nu poți să... Trebuie să experimentezi, dar foarte important e să ai încredere în tine, să înțelegi că ești unica, nu e nimeni ca tine. Ești tu și ai drumul tău. Corect, corect. Și ai pasiunea ta și visul, tot, nu știu, dacă crezi într-un vis... Fă acțiune și să nu-ți fie frică să nu-ți fie frică să... Să visezi, să speri, să crezi, să muncești. Să speri, da. Dacă tot am vorbit de job, știi ce curiozitate am? Am citit ceva la un moment dat și mi s-a părut așa, cumva fabulos. Care este cea mai mare sumă de bani pe care ai câștigat-o în urma unui job? Nu-mi place să spun sumele, dar... Aproximativ. Mi-e greu că tu lumea te judecă, știi, spui o sumă și lumea te... Bine, nu-mi spune o sumă. Spune-mi așa, în jur de... Nu știu, habar n-am. În jur de... Pe o zi de lucru, 48.000 de dolari. Pe o zi întreagă de muncă. Shooting. Normal, da. Crezi că ești plătită la adevărata ta valoare sau ai fost plătită la adevărata ta valoare? Că știi că și asta e o discuție. Da. Da. Ceea ce mi se pare fabulos și degeaba zici că lumea judecă. Nivelul la care munceai tu, cumva nu se regăsește cu nivelul la care muncesc eu, de exemplu. Știi? Da. Pentru că e altă industrie și e altă treabă, nu trebuie să fie nici cum. Și altă țară. Altă țară, clar. Ăsta e jobul tău. Da. Ăștia-s banii pe care tu îi câștigi. Și bravo ție că ai reușit să faci, uite, astfel de joburi, să ai astfel de joburi prin care să fii remunerată în sensul ăsta, la nivelul ăsta. Da. Pe ce cheltui cele mai mari sume de bani, hai să le zicem. Am avut, pentru tine. Doamne, am avut... Mă gândesc că acum, din experiența mea, am avut... am fost obsedată cu pantofi. Mă duceam la Christian Louboutin și luam pantofi, chiar dacă nu-mi veneau. Eu îi cumpăram. Mărime mică sau mare? Nu contează. Eu vreau să am colecția Christian Louboutin. Tot. Orice pantof venea, eu trebuia să... Chiar dacă nu era bun de mine, eu acolo vreau să-l am în șifonier. Da, îmi plăcea foarte mult. Am avut vreo 200 de perechi de pantofi, 100 de perechi de jeans. Oh, wow. Doamne, da. Și am avut o întâmplare foarte... Mama mea era bolnavă, își făcea operație de inimă. Și
i-am spus fostul meu prieten, vezi că mă duc, poți să plătești, cred că era $900 să plătească storage-ul meu, că totul aveam în storage. Întâmplarea asta m-a afectat foarte mult. Și când am venit, am venit cu un bagaj din România, salvând-o pe mama mea că avea operație. Și el nu l-a interesat. El și-a văzut că avea premiere la Hercule și eu când am venit, they saw all my storage. Aveam gowns, rochii lungi de 10.000 de euro, de 10.000 de dolari. Și ce a făcut? Ți l-a vândut? Da. Da, dacă nu plătești în timpul ăla, ți-l vinde. Dar am auzit că și lui Paris Hilton i s-a întâmplat. Da. Am plâns 3 zile. L-am sunat și i-a zis, cum ai putut să faci? Ce, sunt niște lucruri, ce te interesează? Sunt niște lucruri. Am plâns și o lecție am avut. N-am mai fost atașată niciodată de pantofi, niciodată de îmbrăcăminte, niciodată de nimic. Și atunci m-am reconectat să lucrez la mine. Orice, să mă duc la sală, să arăt bine și pot să pun orice pe mine, nu contează. Și o rochie de 20 de lei. De lei. Așa e, așa e. Și acolo a fost, da, e greu, era munca mea, era și mobil acolo, era tot. O, Doamne! Toată viața mea era acolo, în storage-ul ăla. Și am venit cu un bagaj. Și bagajul ăla a rămas, lucrurile alea au rămas. Da, dar uite, iarăși lecție foarte importantă. Nu ai nevoie de nimic din toate astea. Nu, absolut de nimic. Și cred că toate lucrurile astea erau niște emoții. Emoții, feeling-uri. Și a fost, așa a fost să fie. Ca să te curăți de ele. Da, să nu mai fiu atașată de lucru, de lucru după tine. Să nu mai pun emoțiile și atenția la lucru, să pun atenția la mine. La suflet. Da, la suflet. O poveste de suflet știu că este și cea în care în sfârșit, eu spun în sfârșit pentru că eu n-am înțeles de ce omul ăsta n-a luat până acum 10 premii Oscar, mă refer la Leonardo DiCaprio, și povestea din seara în care a luat în sfârșit Oscarul, mi s-a părut că a făcut 90% dintre filmele în care a jucat rol de Oscar. Și iete că nu s-a întâmplat, dar uite că tot aud astfel de povești în ultima vreme, urmărind și serialul de pe Netflix cu Jennifer Lopez. Și ea la fel. Mă rog, niște issues acolo, în fine, da. N-a mai fost nominalizat, așa mai departe. Deci care-i povestea din noaptea Oscarurilor? Da, în primul rând, ca să câștigi Oscar, sunt niște oameni în spate în care directori foarte în vârstă, scriitori foarte în vârstă, producători foarte în vârstă și trebuie să te duci să ai ceai cu ei 3 luni de zile și să vorbești de toate și asta și dacă ei te plac, votează pentru tine. Eu nu cred așa ceva. Adică nu contează cât de bine ai jucat rolul respectiv? Nu. Este totul despre cum te prezinți și cum te percepi. Pentru că și eu am votat. Și eu am votat că avea Brad lista. Și eu am votat. Și chiar am câștigat că am făcut pariu. Și exact oamenii aia pe care i-am votat, îi au câștigat. Deci să înțeleg din povestea asta că lui Leonardo DiCaprio nu-i prea place ceaiul. Nu-i place ceaiul. Eu spun procesul. Trebuie să ai timp să faci chestia asta, să te duci, să te întâlnești cu ei, să vorbești, să fii plăcut, să te vadă, să... Și asta, da, așa se fac alegerile. Mi se pare trist. Și dacă tu n-ai făcut chestia asta până acum, trebuie să o faci și când o faci, atunci câștigi. Mi se pare trist. Mi-ai dărâmat un mit al meu. De ce ai făcut? Adică cum? Așa este. Ok, bine. Dar este frumos pentru că oamenii ăștia... El este superb, da, Leonardo. Nu, eu nu zic de Leonardo, eu zic... Oamenii ăștia sunt oameni care sunt în vârstă și care sunt niște legende. Legende, sunt de acord. În care e frumos să ai... Mie mi-ar place așa, mie îmi plac oamenii în vârstă să am ceai cu ei, să vorbesc, să spune despre... Tot felul. Da, despre experiența lor. Wow, îți dai seama ce informație poți să iei de acolo. Da, mi se pare trist că trebuie să faci ceva, altceva în plus, în afară de a-ți face job-ul și anume de a juca perfect, da, de a interpreta niște personaje perfect, pentru a, uite, câștiga un Oscar care reprezintă până la urmă, nu știu, cumva validarea
Da. Da, ca și actor de top, cumva, știi? Așa, deci, așa. Povestea de la... Da. Un prieten de-a lui Liu m-a sunat și mi-a zis: Alina, te rog eu mult de tot, că mă duc la o petrecere la Madonna, mă duc în fiecare an și zic: te rog eu frumos de tot, poți să-l iei pe pe partenerul meu date pentru petrecere? La petrecere. Mm-hmm. Și zic: băi, nu pot, că i-am zis lui prietena mea, stai să o întreb pe ea, că i-am promis ei, și revin la un telefon. Hai că te iau în avion cu mine, în private jet, mergi cu noi. Dar nu știam cine o să fie în avion. Și zic: ok, o sun pe prietena mea și zice: Alina, nici eu nu mai pot să vin, că prietenul meu nu mă lasă, du-te tu, îți găsești tu pe cineva. Și a fost așa, perfect. Zic: ok, și l-am sunat, zic: ok, pot să-l iau pe... Și îl știam pe partenerul lui, că na, ne știm de la 16 ani. Și nu știam cine e în avion. M-am dus acolo, eram adormită la 6 dimineața, cât doar ce venisem din România. Și mă urc în avion, Leonardo DiCaprio, mama lui, ornuri de la Yankees. Doamne, numai oameni, nici nu mai țin minte, dar numai oameni cunoscuți. Și mă uitam așa. Și eu stăteam într-un colț și citeam o carte, citeam The Chin Paradox. Și mă uit acolo și toată lumea zicea: Liu, e foarte nervos, că nu știe de Oscar, e foarte nervos, să lăsați în pace. Seama. Să lăsați în pace. Și eu mă duc așa și zic, îl bat pe umăr și zic: Liu, vreau să citești pagina asta. Și era vorba despre acceptare. Și zic, dacă tu accepti și nu te interesează de lume și tu te accepti pe tine și nu mai ești nervos, să vezi că totul să fie bine. Și îmi dă să citească, a citit și zic: wow, mersi mult de tot, wow, mulțumesc. Și s-a liniștit. Și zice: o să sun pe agenta mea și o să-i spun să-mi ia cartea. Zic: nu, ia cartea. Și n-a vrut să ia cartea. Și zic: ok. Și toată lumea venea așa, mă întreba, dar eu stăteam acolo și îmi puneam toată energia în cartea aia să o termin, că eu așa sunt, trebuie să termin cartea. Și da, a fost așa o chestie și am zis: nu-ți fă probleme, o să câștigi Oscar. Am încredere că o să câștigi Oscar, îți promit. Și într-adevăr, după petrecere, am zis: ai văzut că ai câștigat Oscar? Și l-am luat în brațe, ai văzut? Și zice: da, mulțumesc mult de tot, era super fericit. Și i-am zis... și foarte funny că fostul meu prieten, din cauza lui fostul meu prieten a câștigat Oscar, că fostul meu prieten a pus banii pentru film. Au, oh, wow! Că altfel nu se făcea filmul. Deci cumva iarăși universul a lucrat astfel încât toate lucrurile să se întâmple. Da. Deci el a sponsorizat, cum ar veni. A venit cu partea financiară fostul tău iubit. Da. Foarte tare. Vorbim de Revenant, da? Da. Filmul și rolul din, cu rolul pe care l-a avut Leo, pentru care a și luat Oscarul. Da. Superb. Da, universul lucrează. Uite, inclusiv întâlnirea noastră mi s-a părut, apropo de ce spuneai tu la început, că oamenii ăștia pe care noi îi ridicăm așa la tot felul de grade umane sau poate și mai mult, sunt atât de naturali, sunt atât de simpli. Eu te-am văzut pe Instagram că ești în România, ca să înțelegi. Și zic, da. E Alina în țară. Avem o prietenă comună. În secunda 2 am dat mesaj: e cumva Alina în țară, dar e în țară. Îmi doresc mult, mult de tot să vină la mine la emisiune. Ok, vorbesc cu ea. Deci totul s-a întâmplat atât de lin, atât de frumos, atât de... Știi că am mai avut tot felul de... Da, și eu tot la fel. Am venit de la o petrecere și mă uit pe Instagram și te văd pe tine într-o rochie albă ca un înger. Era alergai și zic, wow. Și a doua zi am primit telefon, zic, vrei să faci procastul lui Ilinca? Și zic, da, dar chiar aseară am văzut, adică a fost semne. Eu cred în semnele astea și eu cred că când tu te vindești pe tine și atunci oamenii adevărați îți apar în viață și te ridică și sunt pe drumul, pe același drum ca tine și împărtășesc aceeași energie. Și n-are cum să nu iasă. Da, n-are cum să nu iasă. Mai aveam un miliard de întrebări pentru tine, Alina, da. Dar fix cu gândul ăsta, te rog. Da, vreau să spun că oamenii ăștia, actori,
ei, ca să intru într-un rol, trebuie să fii stewardesă, trebuie să fii homeless, trebuie să fii... Tu trebuie să fii mai down to earth decât lumea de pe pământ. Uh-huh. Eu, ca să devin actriță, eu eram la nivelul ăsta de modeling, eu trebuia să mă duc în jos, să fiu waitress, adică să fiu vânzătoare, să fiu orice, ca să pot să intru în rol, să pot să înțeleg lumea, pentru că lumea te ridică la nivelul ăsta și încerci să ai egoismul ăla, să worship de egoism, și atunci nu mai poți să intri într-un rolul ăsta de human. Pentru că este foarte greu și trebuie să devii, mulți actori au fost waitress ca să devină actori. Adică au făcut lucruri, au făcut joburi. Deci de aici poveștile. Sandra Bullock. Așa a făcut, da. Și fostul meu prieten Brady a zis să se facă actriță pentru că e talentată. Deci clar trebuie să mă împrietenesc cu Alina. În caz că mai aveam un vis în viață la aproape 40 de ani, era de a ajunge la Hollywood. Vă pup, ne vedem pe micile ecrane, pe marile ecrane. Glumesc, bineînțeles. Alina, din suflet îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea și pentru că ți-ai deschis sufletul, pentru că ne-ai dat niște lecții de viață excepționale, pentru că ne-ai dat niște sfaturi, pentru că am învățat astăzi din povestea ta de viață. Și cu asta vreau să rămân în suflet și eu și voi. Apropo, scrieți-mi mesaje să-mi spuneți cu ce ați rămas după ce ați ascultat-o astăzi pe Alina. Încă o dată îți mulțumesc din suflet, ești minunată, îmi place din suflet ce am descoperit, simțeam. Și tu ești așa de minunată. Mulțumesc, Alina. Vă pupăm și vă iubim și ne vedem data viitoare. Nu uitați să dați subscribe și să activați clopoțelul. Love you all, cu pace, iubire, liniște și tot ce ne-a învățat astăzi Alina Pușcău. Pa!